Cabernet. Bun. Bun, Aurel. Bun, Alexandru. Clientul nostru are microfonul închis, da? Așa. O să facem o sesiune de eliberare. Acele care a fost soție în primul rând, i-a fost soție în această viață, da? Care a plecat în urma unui cancer de pancreas în 2015, parcă. Apoi au decedat și doi copii. Unul, Cristian, în vârstă de 3 ani și Mihai la 17 ani, în prima zi de vacanță s-a necalaștrat. Bun. Punctele sunt cele care le atingem de obicei, le-am citit într-o sesiune. Așa o să ne uităm și la legăturile karmice, să vedem să se șteargă și acum o să încep inducția. Bun. Ai închis ochii, te relaxează-te și ascultă vocea mea. O să-ți număr de la 10 la 1. Iar cu fiecare cuvânt pe care îl spun, tu te relaxezi și mai mult, da? 10, ești mai adânc, relaxat, și 9, percepe această relaxare în toate structurile tale, înăuntru și în afară. 8, poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 7, dar aceste sunete nu te vor deconecta de la investigația și de la starea ta. 6. Te protejezi și îți verifici informația. 5. Ești din ce în ce mai relaxat. 4. Te simți foarte bine, foarte relaxat. Și 3. Simți cum tot corpul ți s-a relaxat, de la tălpile picioarelor până în creștetul capului. 2. Conectează-te cu acea minte adevărată, care are toate informațiile. Și 1. Dublează această stare de relaxare. Bun. Acum o să-ți număr de la 1 la 3. Iar tu chemi în fața ta, practic, cauți părțile sufletești, în primul rând a Paulinei. Ai găsit? Da. Așa. Spune-mi cum o pare. Identific-o. Ce-i voi? Ce-i acolo? Are un corp într-o rochie uivudă. Așa. Ar ca și dintr-un lac, din apă ieșită. E mică de statură, foarte subțire, bruniată pe la 30, în jur de 30 de ani. Uh-huh. Da? Bine, acest corp este fizic sau este o baclava, ca de obicei? E dintr-o viață un corp care l-a avut. Foarte bine. Bun. Deci nu trebuie să observăm prea multe amănunte. Am crezut că o fi întrupat acum, dar n-avea timp când să fie așa de mare. Așa. Foarte bine. Bun. Dorește să lucrăm cu ea și pentru ea în această sesiune? Ne întreabă că cine ne-a trimis el. Da. Ne-a trimis pentru că a rămas treaba neterminată, spune. Spune că dorește să se elibereze, da? În lumină, se știe bine, se știe la locul lor, așa, și de asemenea dorește să se ierte. Să-și facă iertări, da? Pentru că ea nu mai are corp fizic și acum înțelege cum stau treburile, da? Înțelege? Nu mai iertă, nu vrea să facă, ea vrea să elibereze, da. Ei, vedem noi ce o ținem. Da. Da? Așa. Foarte bine. Acum pune într-o clopă de lumină închisă în partea de jos, să aștepte acolo, da? Și acum te rog, caută și conectează telepatic cu 1, 2, 3, așa, informațional cu cel care a fost Mihai și a decedat la vârsta de 17 ani.
Da, a venit ea agățat. Este Agă. suflet agățat. Asta ce înseamnă? Suflet Este agățat. agățat pe cineva care a fost unchi într-o viață. Deci este agățat pentru un corp în Da. experiență, da? Da. Așa. Deci s-a agățat când a plecat din această experiență. Da, nu a plecat. Deci n-a plecat deloc, da? A fost tot timpul. Are un înfățișare sau este o lumină, o energie? O lumină cam stinsă. Și unde este persoana respectivă care a fost un... Unde de pe Terra? În Danemarca. Deci în Danemarca este, da? Pentru e pe acolo, da? Din păcate. Ce provoacă aceste persoane? Întâi identifică scuze și cere acordul să lucreze. Da. Vrea? Nu știe. Nu știe în Haideți, general, nu haideți să dăm e și confuz. haideți să-i dăm și aceste părsuflete și a Pauline să le dăm informații din sesiunile de eliberare a decedaților, da? Spune numai să nu-i ducem la entități, să nu-l mai ducem. Arată-i, păi dacă Da, vede de sesiunile, asta e frică. dacă vede sesiunile, își dă seama că noi ducem la entități. Da, vrea, am rămas să rămân aici. Da, foarte bine. Uite și colorăm bula ca să, deocamdată nu, trebuie să vadă și celălalt suflet să vină aici unde ne desfășurăm activitatea. Bun, deci acum caută iar și conectează-te, 1 și 2 și 3, cu sufletelul care a murit în corpușorul vechi. Plecat. Unde? Am plecat sus în lumină. În lumină, da? Da, am deschis portal, ne vede, dar e plecat el. Nu mai are nici corp energetic, nici nimic. Deci s-a eliberat, a Da. reușit să se... Cum a reușit să se elibereze? Să dea informația, să o trimite. Nu-l chinuim. Îl lăsăm în treaba lui. Își cere iertare, dar auzi că nu a mai vrut corp. Nu a mai putut. N-a mai putut, deci Nu. a plecat pentru că n-a mai putut să stea în corp, da? Și pneumonia el a provocat-o sau a profitat de faptul de și a plecat? Ne-a profitat de faptul de el a vrut să plece. Deci era scopul lui când a venit în Da. această viață și a văzut deci că o să aibă pneumonie la Eu trecut și... 321 de încarnare, eu zis. Nu am mai, nu. Așa. De unde ne deschide portal? Unde este acum? Cum se cheamă lumea lui? Dacă vrea să spună, dacă nu. Artemida. Artemida. Ce este? Stea? Planetă? Nu stea, este mov. Deci este Sunt ființă șase. stelară. Foarte bine. Bun. Dar care să-i transmită ceva scurt și închidem portalul. Tatălui care îi ascultă în Skype-ul meu. Își cer iertare pentru ce a cauzat, dar a zis că nu mai putea. Sunt sigură că tatăl Și înțelege. spune când o să termine și el experiența, o să-i arate. Și o să-i explice mai bine, o să înțeleagă. O să înțeleagă ce și cum, Da. da? Bun, foarte bine. Îi mulțumim pentru informație, da? Să închidă portal, că nu vreau să... Da. Așa, bun, foarte bine. Dacă sufletele celelalte au văzut ceea ce au perceput și văzut și înțeles ceea ce a spus acest sufletel. Da, sufletul mamei e tot indignată. Da? Așa. Cine susține această indignare? Cu ce este? Din acea viață, cu care a venit cu corpul din acea viață. Aha. Păi haide să mergem atunci. Uite, deci sufletelul lui Mihai este cel care a fost Mihai. Este protejat în bulă sau poate vrea să vină și el cu noi ca Nu. să... Da, Nu. bun. Atunci să stea aici. Gata, vopsim bula unde...
să nu o găsească nimeni. Oricum, ne uităm și acolo și haide. 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Mergem în acea viață unde era mică, brunetă și avea o roghie. Da, tot cu soțul de acum este cu Laurențiu. Da. Tot cu el. Da. El este mai în vârstă. Da. Are 54 de ani. Da. Și ea? Cam la 30 ceva, da. A spus, da? Așa. Ea a avut o stare economică foarte bună. Da. Provenit din familie bună, familie regală, ceva. Ea? Da. Înseamnă că avea nefilimate prin sânge. Nu știu că nu-i treaba noastră. Cam oare de ce? Uite-te, te rog, la conexiune, că de-aia ne răspunde așa. Informațiile nu sunt cum trebuie dacă nu te uiți la conexiune. Are aripi. Aripile se văd. Aripile negre. Da. Așa, deci are aripi negre, da? Acum și-a luat formă energetică, să înțeleg că a ieșit din corpul ăla. Nu, la corpul acela se văd pe are aripi negre la spate. Deci în corpul ăla are... Acela, da. Așa. Așa, deci a avut aripi în corp fizic, da? S-a văzut când ai zis de nefilim. Așa, da. Bun. Eu văd că nu sunt perfect sudate. Cine încearcă să o păcălească că aparține acestor lumi? Nu, că s-a ființelor care îs. Așa. Nu s-a ei personale. Uite Să spun așa, vreau să vă văd cum arătați cu adevărat. 1, 2 și 3 și 4 și 5, da? Și ele și iau înfățișarea cu adevărat. Nu vrea să-i vadă odată și bine cum arată? Știe. Câte ființe sunt? Doi este. Doi este, da? Trei urâți. Așa. Ei, și tu acum. Nu sunt urâți, sunt diferiți. Da. Smitit ești. Osoși și negri. Și pieloși. Ca lilieci, da? Ca gargui. Da. Așa. Și ea vrea să stea cu gargui ăștia? Este suflet, este lumină din lumină pură. Vrea să stea cu ei? Moștenirea familiei. Nu trebuie moștenirea familiei, că aici nu mai are familie. Să uită împrejur. Mai este cineva din familie cu ea? Uite, un sufletel pe care l-a avut băiat s-a dus în lumină, da? Alt sufletel a venit la curățare și este atașat, se ascunde de entități. Și ea ce face? Că prin legătura cu ea aduce entitățile asupra acestor două sufletele, ipotetic vorbind, asupra lui Mihai. Pe Cristian nu mai poate atinge. De zice că e tot din vina lui și arată spre soțul ei din aceea viață. Da. Ce program de ură are împotriva lui? Cine îl produce? Cine îl ține? El care a necat-o în acea viață. Deci de asta a venit odată. Așa, deci el a necat-o, da? Bun. Haideți să mergem un pic mai înapoi, da? Mai înapoi. Deci am văzut în plan fizic, tot în da? În spate aveau lac în spatele. Nu-i casă, e moșie, se întinde pe... Haideți să mergem cu câteva momente înainte de a o înneca, da? 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Povestește, ce îi face? O tărie, o apucă de gât, cum îi face? Nu apucă de gât și o neacă, dar nu, el e clonă de-a lui. Așa, bun. Ce, ce entitate dirigează această scenă? Un demoniac. Așa, Maricel. Să-l chem în față, să-l blocheze complet. Închis în bolă de lumină pură. Dacă face vreo acțiune, să se prăjească puțin. L-a chemat? Da. Așa, bun. Să întrebe acest demoniac, de ce pui clona fostului meu sos din acea viață să mă înneci? Deci că nu e adevărat, ai văzut cu ochii tăi. Da, și a văzut cu ochii ei că este clonă, da? Să uite cu atenție la cel corp. Că nu există clone. Ei sunt niște clone a creației.
Uite, dovada el, cât e de mare. Prima dovadă, da? Niște clone care clonează tot. Existența, experiențele, lumina tot, da? Nu vrea să meargă în lumină pură sau se declară că este clonă a creației, da sau ba? Nu merge în lumină. Înseamnă că rămâne clonă, da? Bun, să-i răspundă acestui sufletel. De ce a provocat asta? Plata divină. Numai Plata că de nu-i ce? divină. E... Ce are de a face divinul cu toată treaba asta? Bine că dintr-un anume context divin este și... Da, zice că și ei sunt Da, ființe creație, dar divine. numai că divinitatea are un alt... sens aici. De asta nu este bine să facem asta. Să spunem acest cuvânt, da? Uite și acum mai scoatem Spune, scurtura. spune că să-și aduc aminte cum a venit în viața asta. Băi, să-și aduc aminte cum a venit în viața asta. Ia să-i deschid un ecran și să-i arate ca un video. Mama ei a făcut înțelegere cu aceste ființe și ei au adus-o de undeva dintr-o magazie de suflete. Deci Că mama nu ei. putea să facă copii, da. Da, și Și le cum? atât aparține, anulăm. Ei au adus-o de la ei. Deci își mai dorea un copil, încă un copil, probabil. Nu, un copil atât avea o fată. Pe Eu ea, nu. adică. Și dacă a mai avut frați, ce era? Deci, este în viața Da. asta de aici. Nu este în viața de Paulina. Nu, în viața de Da, atunci, am da. înțeles. Cum În se viața. numea aici? Ca să nu încurcăm borcanele. Cum o cheamă aici în viața asta? Și unde era? Care? Francesca. Francesca, și unde era? La capătul Italiei, pe undeva pe sus. Așa, deci Nu, în nordul, nu s-a același, da, nu s-a da, același graniță. în fine, în nordul Italiei, da? Probabil erau organizări tribale, ceva, sau popoare mai mici. Apoi s-au format, sau unii s-au format popoarele mari, da? Cam ce iugă și ce an este, dacă este în anii noștri, în iuga noastră. În yoga noastră, Da? 1678, Înseamnă că nu era lipită Italie, că în fine. Bun, foarte bine. Așa. Acum, ce spune cea care era Francesca și fosta Paulina? Văzând toate astea. nu știe cum a ajuns în magazia de suflete la ei. Bun, o să știe mai târziu. Cert este că îl iartă, în sfârșit, își dă seama că toate erau dirijate de entități. Chiar tot ce a fost și în ultima viață, unde a fost Paulina, da? Își dă seama că jelește, practic, energiile și emoțiile unui corp care este mort de 500 de ani. Unde că trebuia să sufere și în viața asta. Uite să îi punem informație să vadă că de fapt nu trebuie să suferi. Și de fapt și de drept, nimeni nu suferă cu adevărat. Chiar dacă nouă ni se pare suferința, câteodată anulăm până la cer și înapoi, da? De fapt, nu sufletul este cel care suferă, da? Sufletul suferă în momentul când este ținut, captat, da? Și suferința este că nu este liber, nu poate face experiențe. Dar durerea și emoțiile sunt numai ale corpului fizic. Nu-i așa? Când este în legătură cu un corp fizic, da? Pentru că corpul fizic este potirul prin care se prelucrează emoțiile, da?
Iar dacă mintea subliminală, care este mintea tuturor vieților, da, reține și produce aceste emoții, le face pentru că prin asta vorbește. Deci, asta este limbajul, da? Închis imaginea. Ce spune? Haideți să ne Nu revenim. mai vorbește, a închis imaginea, nu mai vorbește, sunt toți cu spatele. Haideți să o luăm, să vedem acum și aici. 5 și 4 și 3 și 2 și 1, da? Venim acum și aici, dar ea nu mai intră cu entitățile în bula asta. Entitățile rămân Da, acolo. oricum, nu mai vrea să discute. Stă cu spatele. Nu mai vrea să discute cu cine? Cu noi, că suntem trimiși de el. Alexandru, te rog, uită-te încă o dată, spun, la natura dușmăniei și conexiunii. Deci acest suflet a renunțat la entități, își vede viețile, vede că au fost La determinate. Draconian, da, dar pe acei doi care avea ca moștenire de familie, nu. A, pe ea nu. Și, da, dar au rămas pe din afara bolei, chiar dacă are legături cu ei și nu-i permitem să aducă aici. Pentru că aici mai este un suflet, da? Uite, facem așa o propunere, da? Să taie temporar legăturile cu aceste entități, da? Ele rămân afară, așteaptă acolo, să le spună să o aștepte. Și dacă după ce taie și după ce vede, că uite, să asiste la eliberarea sufletului celui care i-a fost fiul, da? Așa. Și dacă după aia vrea să se reconecteze cu ei, n-are decât să se reconecteze. Noi nu avem nimic împotrivă. Este alegerea ei, da? Dar ca măsură de siguranță, pentru că acest suflet este foarte speriat de entități să se deconecteze, da? Da, ea zice că da, aia vor și ei să vină, cei Nu, doi. să nu mai vină. Să vină mai târziu, mai mult decât atât, n-au acces la să audă și să vadă. Facem bula mată. Stau pe din afară și așteaptă. Bun. Puneți-o într-un clopot de energie închis în partea de jos, da? Spune dacă s-a schimbat ceva, dacă s-a deconectat de ei. Da, dar tot are programul și tot. Să le scoată. Uite, îi spunem sufletelului care a fost Mihai, da? Așa. Să-și ia o formă energetică, dacă dorește, da? Să se deconecteze de acel unghi. Și Nu, să vedem. ea mai avea are programul ființelor. Păi n-auzi ce spun? Este în bulă, las-o acolo, da? Lucrăm cu Mihai. Deci am spus Mihai, așa, să se deconecteze de acea ființă cu care este conectat, fostul unghi din Danemarca, să vină cu totul aici cum ar fi. Să înțeleagă că nu poate să stea pe spinarea unui suflet, că-l papa din Da, a veci. venit ca un corp, un copil de 13 ani, ca un Așa. copilaș. Deci, să înțeleg că el deși ar muri la 17, a venit cu un corp de 13 ani, Din probabil altă viață, din viața când i-a după fost îmbrăcăminte, da. acea persoană unchi din Danemarca, da? Așa, foarte bine, bun. Își aduce aminte de viața ca Mihai? Nu. Bun, eram sigură, 100%, și știi de ce? Pentru că s-au folosit de durerea morții lui premature, știi, și în modul în care a murit, și probabil i-au propus să-i blocheze aceste amintiri, așa ca să nu sufere. Și atunci cred că a făcut un acord. Așa este? Da. Nu prea mai are prea multe contracte și acorduri cu ființe, că nu prea mai au ce să ia de la el. Deci e lăsat acolo să țină de un suflet. Eu zic să te uiți cu atenție, că niciodată pe suflete nu le lasă în pace. Atâta timp cât sunt aici în 3D, cineva e papă și dirigează, da? Haideți să refacem filmul morții, da? Bun, ne întoarcem în ziua în care a decedat, ca Mihai. 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Deci era la ștrand cu prietenii, da? Da, nu își recunoaște corpul. Așa, să se uite acolo la scenă. Da?
Să se uite la acel Mihai cum moare necat. Cine îl înneacă pe acest Mihai? Draconia negru. Draconia negru. Să-i spună să vină încoace și să-i pun un clopot de lumină închis în partea de jos. Da, l-a adus, nu întreabă cu cine este. Să întrebe de ce l-a necat pe Mihai. Să readuc acasă. Da, și unde e casa? În spatele omului din Danemarca? Să se uite la el când Nu, stătea agățat un pic, de un pic, știi? desubt. Așa, Dar acolo după e ce a casa. decedat, nu, tot n-a reușit să-l aducă. De asta l-a lăsat să Și să se paraziteze. uite, da, să se uite când parazita el nu lua energie. Ba da, dar zice că e copilul lui, nu l-a mai cinci suflete, care Da? i-ar ca copilul lui, da. Ia, eu nu cred că sunt cinci suflete. Ia să ne le arate, să le aducă pe toate cinci aici. Da, sunt alte cinci suflete, tot. Deci Tot ca șase de toate. copii. Așa. Cinci. Da, cinci de toate, încă patru. Încă patru, Da. da? Fiecare în clopot de lumină închis în Toți partea de jos. copii Da. de vârste mici, până în 15 ani. Așa. Și pe toți a omorât, înnecat, spânzurat sau ce le-a făcut accidental, da? Ca să pună laba pe suflet, să le ducă în Să densitatea revin lui acasă, da. neagră și murdară, da? Așa. Altfel nu pui, energetic vorbind. Așa, foarte bine. Bun. Ia să transmită sufletelul care a fost Mihai informația de la noi despre eliberarea sufletelor la celelalte patru. Da, se uită unul la altul. Ia spune-mi, te rog, ce se întâmplă cu aceste suflete? Pot primi informații? Da. Așa, foarte bine. Și draconianul ce face? Spune că are contract pe ele. Le-a câștigat. Toată lumea are contract când îi găsim, dar contractele astea se rup, se reziliază și așa mai departe. Aceste patru suflete mai vor să stea cu arătarea asta? Nu. De ce draconianul este negru și nu roșu, cum apar de obicei? Sau maroniu? Sau cachi? Așa era rasa lor. Și mai mici sunt de sub pământ, cum ar veni, da? Da, zile de subții. N-a ajutat ființe de lumină și i-a dat sufletele astea cinci. De acolo le are. Dar la ființele alea de lumină le aparțineau aceste suflete? Le-au creat, le-au făcut ele cumva? Nu, de făceau comerț. Da. Făceau comerț? Să facă comerț cu ceea ce le aparține, da? Practic, sufletul nu aparține nimănui, aparține numai creației primordiale a iubirii infinite. Atât, Au o necondiționat. colecție de copii. De acolo vin. Să transmită ăștia patru copii și la aia din colecție. După care să aducă contractul cu toate punctele sub punctele. Colecție de aia de copii din orfelinate, din cum au. Vrea să-i transforme în parazitar și în infractor, cum fac ei, nu? Da, le face somo înger în Da, bine. viitoare De care ne armată. îngeri negri, nu? E, nu, numai pește, și încă câțiva care mai dă ca plată. Dar cei mai mulți îi țin la ei. Însă adepți. Da. Bun. Vrea să mai stea? Nu, cu asta nu, nici cum. Atunci se ceară contractele de la începuturi până în prezent, cu puncte, sub puncte, oglindiri, copii. Spune că își Anter, pierde locul sol. dacă îi dă contract. El mereu are un loc acolo. Nu-i nimic, avem noi un loc mai luminos, unde este energie pentru toată lumea și informație ca să poată deveni ceea ce trebuie, da?
Deci că a salvat din ghearele la el, a ființele de lumină el. Nu contează. Ce a făcut, ce a trăit, cert este că a păpat energie, da? Iar sufletul ăsta nu mai vrea să stea cu el. Deci este timpul să aducă contractele, să nu mai lungim, da? Le aduce ba da sau ba. Sau mergem direct în lumină și anulează tot. Și vine și o bombă de lumină de acolo. Ne duce și să nu-l mai deranjăm. Celelalte patru suflete ce fac? Nu cer și ele contractele? Da, dar nu le dă. De ce? De ce nu le dă? Cum poate să fie așa Nu de... știu ce, noi am venit cu toți cei cinci, ne dau contractele, poți să plătești cu care am venit și atât. Da, dar partea sufletească, pentru că i s-a încălcat liberul arbitru, are dreptul să-și extindă ceea ce este, da? Și dacă are dreptul să-și extindă ceea ce este, atunci are dreptul și să elibereze aceste suflete, să le ajute să le Și elibere. voi cine sunteți acum? Deci, noi suntem avocați, atât. Deci ia celelalte patru suflete, le ia și pleacă. Să le dea pachete de informații, da? Le spună să nu plece cu negru ăsta. Că locul lor lui nu e lângă negri, ci în lumina pură din care sunt făcuți. Bun, haideți să închidem portalul, să arde contractele, dacă sunt toate, bineînțeles. Dacă nu, să-l întoarcă. Îl tragă cu lasou înapoi. Sunt Da, și toate? o lăsat eu, o lăsat scrisoare ființă să nu mai fie deranjat. Da, de o scrisoare de Da, intenție, da? știe că știe. Să-i trimit o Deci e scrisoare de foarte intenție în urmă conformat. cu napalm. Așa că nici acest suflet și urmașii lui nu mai vor să fie deranjați. Scurt. Bun. Foarte bine. Așa. Are și Spunem. corp fizic ființa asta pe undeva. E Negru. un bătrân, da. E un bătrân într-un conac, are și corp fizic. O fi vreun decrepit de asta, vreun Acolo, mai ține și copii pe acolo. aristocrat decrepit pe undeva. Da, e singur într-un conac și pe acolo mai Păi, adună copii. poate partea sufletească să localizeze unde este și să dea informația și la copiii ăia. Montenegro. Auzi, Muntenegru. Acolo la musulmani. Așa, bun. Foarte bine. Să se deconecteze de tot, de această ființă și spunem dacă mai sunt alte ființe în legătură cu el. Au venit cele de lumină să-l adune imediat. Să-l dea un șut în burtă, acel de lumină. Îl cheamă pe cel care l-a vândut. Nu vrea să vină. Așa, foarte bine. Și? Nu veni ceva luminos. Ceva luminos? Ceva Nu-i luminos? înger. Dar ceva N-are vânt. haine albe. Are haine albe. Și Da. arate... Să-și declame proveniența. De unde vine? Este suflet, în primul rând. Nu, e hologramă. Hologramă de-a lui Petru. Asta mai lipsea. La doua oară când vine sesiune. Și Nici că bine ai revenit, iar începe cu așa. să spună că n-a revenit Bine ai de niciun revenit acasă, că ne relax. n-a revenit în niciun fel, pur și simplu s-a rupt contractele cu celălalt, da? Și Da, spune că l-a trimis să căiască, că trebuie să învețe greu și după aia să aibă un loc. să fac o Păi ia pe demonstrație. arătură, iar. Să facă o demonstrație această entitate care a trimis holograma, că a devenit entitate, întrupându-se, da? Și întrupându-se, uite, de 300 de ori. Da, Și după... începe iar, că și noi ne-am întrupat, pentru păcatele voastre, bla bla bla, deci bagă caseta. Bun, nouă nu ne place această casetă.
Așa, ca urmare îl dăm mai încet până la moate, da? Se spun aceste ființe că n-are nicio treabă cu el, nu mai are, dacă nu mai are un corp fizic ca să-i manevreze mintea Nu prin contează, arhetipuri făcuseră și... deja somn, vine cu arătată soartă. Așa. Deci nu vrea să aibă de-a face cu ei. Să plece de unde a venit. Să-l pună pe o navă de lumină, pe o navetă mică de lumină și să zboare ca gândul. De unde a venit. Sau vrea să fie Foarte supărat. No. Foarte, foarte indignat, nu? Că Da. Toți se indignează. Dar când își văd propriile porcării care le fac, nu se mai indignează, da? Bun. Foarte bine. Ce face cea care a fost Paulina Bulai? A văzut toate astea. Tot e indignată, dar s-a întors să mai uită. Să scoată toate acea indignare cu mâinile energetice împreună cu programele entităților acelea, așa, și să o arunce într-un portal. Nu începuse de viața cu soțul de atunci, contra între ei. Nu contează, de dinainte oriunde de încarnările dintre ei de a fost. Dar prima încarnare mergem, unde s-a creat prima disensiune. Dinainte să cunoșteau. 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Prima aveau dată. Corpuri umanoide. Așa, când se generează și karma. El era în armată, într-o armată care o vânau. Îi vânau pe ei. A fost capturată de el. De atunci îl ține minte. Să vadă cine a determinat, să și cine contamina și manevra. Da? Să vadă aceste... Mantide. Așa, să vadă aceste suflete chiar fac asta de capul lor, să duc și cu forța peste alte suflete? Înțelege că totul este un joc stupid și prelungit la infinit al entităților, că asta au devenit experiențele sufletelor. Și că cineva, și vorba de aia de pe din afară, râd de reacțiile ei ca suflet și așteaptă cu limba scoasă să o mănânce iar de energie și să o pună prin karme false Vă și zice că mincinoase. ei au salvat-o. Alexandru, spune să-și scoată programele, că mă scoate din țâțâni pe mine care îți calmă, da? Să se curețe de toate programele, să-și facă duș cu lumină. Nu se poate așa ceva. Până la sfârșitul sesiunii un suflet ca să stea în poziția asta. Să scoată ambii, și ea ca suflet și Cristian, toate programele nebenefice și toate emoțiile din toate viețile. Timpurile, spațiile și locurile. Să meargă el mai bine înainte de a captura, să le dea informația de atunci, la toate ființele. Păi să meargă, ca să nu haide. mai fie capturate, înainte de a-i Da. captura, să nu mai fie Da. capturate. Să nu meargă în această expediție, deloc, de capturare. Cel mai bine. Și în felul ăsta... Aveau, electrocutau, îi chinuiau. Da, să iasă din corp. Că poate să iasă. Oricât de blocat ar fi, când un suflet conștientizează, a ieșit și a plecat și foaie verde corpul. Numai dar parcă era, nu, dar e nici nu pe planete naturale. Deci parcă sunt pe un joc, pe o tablă de joacă și se bat între ei. Deci e o simulare. Da. Hai, atunci nu se mai ducă, și probabil... reptilele sunt simulare, deci e cineva mai mare care au pus pe oni. A, eu. Cine altcineva? Doi creatori. Da, poate fi și 20. Și luminos. Să deconecteze de ei, să spună că nu le mai face jocul, da? Și mă întindești tot felul de ființe sprinse. Vreau să te uiți dacă sunt 2D sau 3D. Care e importanță? 3D, amândoi. Bun. Și ființele care sunt în simulare... Sunt în afara timpului, undeva sunt de... Da, între bolii timpul și a spațiului, da? Bine, deci dacă face alegerea să nu mai participe la așa ceva, da? Totul se anulează, toate acțiunile ulterioare. Ea nu mai este captată, ea nu mai capătă ură pe partea sufletească. Amândoi iese din simulare.
Așa, foarte bine. Acum, cum este partea sufletească a Paulinii? Color. Așa, este multicolor. Mai are dușmanie pe partea subliminală a fostului soț. Că toată sesiunea așa a ținut. A zis că nu, dar nici nu mai recunoaște că a fost soț, ci recunoaște ca suflet. Ei, așa, abia acum a venit de acasă, cum ar veni, da? Bun, foarte bine. Deci îl recunoaște ca suflet, da? Să-i dea Azi iertare, după adică. căderea la creator, care i-o prins în simulare. Să ducă, Să să-i ducă dea să vreo. se ceară așa. De ce? Socoteală, da? Da. Da. Să ducă. Să ducă și să dea cu niște fulgere de lumină. Făcu mare și ei sunt ființe mici. Să făcu mai mare. Așa, foarte bine. Bun. Ce spune creatorul ăla? Cum o zguduie? Mă Nimic, stă ca scuzați de expresie. statuia. Să-i Nu dea un pumn reacționează. așa în cap, în vârful capului, să o facă praf pe statuie. E Da? plecat deja, e Care? rămas o hologramă. Să distrugă holograma. Că tot îi fuge ceva din el când distruge hologramele. Da, și o pus pe linia de conexiune. Parcă da foc. Așa, foarte bine. Haideți să plecăm de aici. 5, 4 și 3 și 2 și 1. Ieșim de aici și ne întoarcem în portal, da? Spune ce face sufletul lui Mihai. Dacă Și-a s-a luat și el curățat de forma program. originară, da. Foarte bine. Ce formă originară are? Cum arată? Tot colorate. Amândoi sunt colorate, sunt multicolori, parcă curcubeu. Și Da, sunt sub transfințe translucide. ființe curcubeu. Ei vin din același loc, mama și fiul fostul. Din aceeași galaxie, nu din același Cum loc. se numește galaxia lor? Cu atât mai bine facem un drum. Cum se numea sau se numește? Din aether. Da. Deci AE se scrie, da? Da. THER. Am dat și eu peste ființe din galaxia asta de multe ori. Așa. Bun. Spunem dacă galaxia asta cândva să-ți dea informația a fost parazitată de eoni. De aeonii. Da, dar s-a mutat, sunt mutați. S-au mutat într-o Da. densitate superioară. Da. Foarte bine. Bun. Amândoi, și Cristian, și acest suflet, să spun așa, că anulează acum și definitiv orice contract făcut în orice timp, spațiu sau loc, pe orice linie temporală din trecut, prezent și viitor, adevărată sau falsă, din orice galaxie, stea, planetă și univers, orice ființă de înaltă și joasă vibrație, dintre bulele timpului și a spațiului, care nu a avut în vedere cel mai bun interes al lor și respectarea modului de experimentare liber pentru a obține informații. Și spune ce se întâmplă. Am vrut să bage mâna să ia creatorul luminos. Se dea foc la mână. Altfel nu se mai poate. Și în genere, deci, care mai intervine în vacuumul galactic? Are puterea asta. Se trimite în vacuumul galactic. Da, zicem că pe el, nu că el a creat acum galactic. El a creat tot, adică. Începe și el cu caseta. Foarte bine. Să plece de aici. Nu-i creatorul, e arhitectul, Da. nu-i el. Mai crap odată. Iar vrea să vină, să asiste. Să-l blocheze, da? Deci ne ridicăm frecvența atât de mult încât devenim invizibili pentru această entitate. 1 și 2 și 3. Cu tot cu bulă. Mergem într-un portal de vibrație înaltă.
Unde aiul nu mai poate ajunge, da? Ce se întâmplă? Da, au rămas acolo. Așa, foarte bine. La entitatea nu prea i-a plăcut. El își Da. luase forma umană care a avut-o de Adam deja. Da, bine. Suntem acre, anules de crez, de oșumandrelele lor. Bun. Dacă aceste ființe s-au curățat, sunt gata să meargă în lumea lor originală, încet, încet. Să aflăm și noi niște informații pentru, despre Da. suflete, da? Despre experiența sufletelor. N-am nevoie, nici nu mai vreau, refuz, practic, să canalizez, să le ascult minciunile, da? Așa, bun, foarte bine. Mergem în galaxie acolo, în timpurile când, de fapt, nu, mergem în timpul de acum, când este într-o vibrație înaltă, da? Da, ființe ca ei, nu au nici sex, nu au nici corp energetic, Foarte ființe bine. libere, Așa. ființe colorate toate. Cu ce se ocupă aceste ființe? Schițează, planifică, sunt arhitecți normali. Vezi? De asta umbla asta după ei, că îi trebuiau. Da, Da? vedeți, primea Bun. modelul. Bun, deci ambii și sufletelul care a fost Toate Mihai. ființele, toate Toate ființele ființe astea, da. din această galaxie, da? Și cum ajung pe mâna entităților? Cum ajung pe mâna entităților? Creând planete. Că îi creau, schițau și planetele care trebuiau să fie create. Când erau aici, mai și coborau. După aia să vadă ce au creat. Și făceau câte o experiență, eventual, să vadă cum merge planul. Nu era înțelegerea, dar până la urmă. Deci au fost și ei curioși să Da. experimenteze lumile pe Da, care de n-au venit cu scopul să experimenteze, să le... observe numai. Și cine îi păcălește ca să experimenteze? Cioflingarul ăla de mai devreme? Sau celălalt? Ființa ei din viitor de Se spune că în momentul când s-au dus acolo și au venit ființele cu propunerea, să spună că ne, nu merge șmecheria pentru că se întâmplă după aia ce se întâmplă. da, îi refuză. Așa, foarte bine. Deci, practic, în afară de să păstreze numai experiențele, da? Da, ca Ceea ce... informație de s-o deconectat, de când și-au luat formă s-o deconectat. Așa, foarte bine. Bun. Să se reconecteze cu matricile lor originale, da? Da. Și haideți să ne spună câte vieți a avut unul, câte vieți a avut celălalt. Au avut 321. Păi și celălalt 300. copil tot Da, 321. foarte, și 224. Dar de ce? Mama. Deci exista un arhetip privind 321 de vieți la copiii ei? Un pattern, adică exista un Da, model? ființa cu care le-a făcut, da, care a făcut încarnare, tot de la aceeași ființa ei. E primul contract făcut. Bun. Bine. Acum ei nu mai au contracte, că și-au rupt toate contractele, da? Vor să mai vină în încarnări pe Terra? Nu. Oare mai vrea cineva în condițiile actuale să mai vină? Nu, că tot se mută Să în mută, universul da? liber. O să rămână ăștia cu interferările și cu carcasele lor și o să închidă lumea aceea, da? De fapt, se și închide de multă vreme, de asta umblă ca de tremură ca să facă ceva și tot nu reușesc, da? Bun, foarte bine. Dacă are cea care a fost Paulina, se transmită soțului ceva. Își cere iertare și nu spune că nu este ea cea care a fost în viața asta. Deci nu este, este un 10% ca ființă. Nu a fost la potențialul ei.
Bun. Cred că el înțelege, da? Ca și suflet. Și dacă înțelege, poate Că o și... să fie și el liber. Ce îi dădeau pomenile pe care le făcea? Ce aport aveau? Mai nimic, că erau prinse de ființele negre. Îi băteau la ușa închisă. În momentul când se creează conexiunea asta cu pomenile, cel care dă pomana și face slujbele să leagă el pe el dacă nu ajunge la sufletul celălalt. Face permisiuni și promisiuni entităților de lumină asupra lui, cel care dă. Da, e tot ce dă se întoarce și lui. Dacă zici că fac, dacă el face un bine, se întoarce cel bine. Da, da, deci asta înseamnă bine el la Biblie, cum ar veni. Asta e conotația lui, da? Ce dă se întoarce. Aviz amatorilor, da? Bun. Ce recomandare ar putea acest suflet să-i dea fostului soț să-și îmbunătățească problemele de sănătate? Să se trezească. Complet, da? Atât, da. Dacă tot este aici, spune părții sufletești a lui Laurențiu, să-și tăie toate legăturile religioase și de orice tip, cu orice ființă de înaltă sau de joasă vibrație care nu aparține luminii pure. Da, și mai ce a ținut o conexiune cu mama, care văd. Să-i transmită informații mai bine decât să o țină în Da. conexiune, da? Păi haide să ne Dar uităm. nu prea, mama e hologramul de la ființele de lumină. Bine. Păi avem să ne uităm după două suflete. Da. Zaca și Ștefan, cei care au fost Da, părinți. și e rămasă cu o hologramă de mamei, da. Și originalul unde se află sufletul? Par foarte fericiți în rai. Așa, Într-un deci rai comun, da. este și cu Ștefan, cu tatăl, Da, da? sunt doi. Și ce fac acolo? În afară de faptul că pe din dos îi zbăgați în priză la dat energie. Cu ce se ocupă? Este ca și cum ar avea o viață, un vis din ăla? Nu, nu fac nimic. Îți ținuți acolo, pur și simplu, îți blocați. Și atunci acum îți fericiți dacă îți blocați? Asta e fericirea unui Tot suflet, da? holograme erau. Se vedeau hologramele din rai cu ei fericit. Inscripție la poartă. Da, se vedea tabela. Precum păpușile alea în Da. lugubre, prin filmele de groază, da? Bun. O să trebuie să-și câștige, da, că este ființă, trebuie să câștige dreptul la încarnare iar. El, nu? Ei. A, De asta nu ființă. i-a încarnat încă. Ei trebuie să-și câștige dreptul. O zis o voce, vreun arhanghel ceva. Da. Păi, ei nu au decât să încarneze în ce carne vor. Dar carnea omenească nu-i mai primește de mult. Nu, ei părinții. De asta îi țin acolo. Îi pregătește din Canada, trebuie să-și Așa. câștige dreptul. Nu vor să plece de la ființele care îi pregătesc de la încarnare? Să le transmită informații, să le Da, arate... transmit informații, ești blocați. Cred că Bună. au un cosom peste corp energetic, ceva. Le mai transmitem și noi informații și închidem Da. portalul, da? Nu vreau să facem contaminare acum la urmă. Bun, acum mergem înapoi de unde am venit, da? Da. Din acea galaxie colorată, da? Cum se cheamă planeta ei, cum se cheamă planeta lui? Zia 1 și ce 1. Deci Sunt zice... planete mici, sunt multe planete mici. Dar ei cu ei tranzitează între ele. Deci sunt comune planetele. Deci nu trăiesc într-un Nu. loc al lumei fiind în formă energetică. Foarte bine. Bun. Așa. Să și-a rămas bun de la sufletul lui Laurențiu, dar eu am zis Aurel doar să și. Da. Bun. Laurențiu și-a curățat conexiunea.
Da, eu te-aș conexiona cu hologramul mamei. Foarte bine. Haideți să mergem cu Laurențiu în matricea lui originală. 5 și 4 și 3 și 2 și 1, da? Să se reconecteze cu prima formă, cu matricea originală. Spunem dacă este pe o planetă, într-un loc anume, în suprasuflet sau dacă este în sursă. Matricea. În sursă este. În sursă este, da? Da. Foarte bine. Bun. Să intre acolo și să transmită informațiile la toate formele de manifestare până la corpul și mintea fizică, da? Reconectarea. Toată informația pură, da? Da. Și vindecare, da? Și vindecare. Să înceapă din acest moment, din acest punct, să înceapă autovindecarea, da? Prin încredere deplină și destrămarea programelor parazitare, da? Da. Bun, foarte bine. Haideți să facem drumul în sens invers, da? Să vedem dacă sinele lui era conectat la valoarea reală cu supraconștientul colectiv, dat fiind că avea acea interferență încă. Era închisă, nu blocată conexiunea. Îi mutase, îi închisese portul USB. Nu? Acum Da. să-și refacă și să transmită toată informația de care are nevoie corpului și minții fizice, da? S-a apucat ca asta, tot mă uitam. Cineva copie cum se face reconexiunea cu matricea originară și pune în matrice neagră. Da, poate să... Pe, ha, mă face să... Este ca și cum Să-i ar... conecteze suflete cu matricea lor. Da, deci Sunt este ca... un fel de morfon, le Da, fac foarte costum. bine. Foarte bine. Așa. Spune așa că e ca și cum ar încerca un copil de 2-3 ani care abia a pus creioanele în mână, așa, să picteze un tablou de Picasso, da, știi? La un moment dat se poate ca sufletul respectiv să aibă talent și să poată, dar la ei cum face? Chiar descrie ce fel de morfum face. Ceva arhaic și niște ființe ca orice, niște ființe oricare lucrează și totul e manual. Îi bagă la presă să conecteze cu matricea lor neagră. Mie îmi dă de înțeles că ăștia tânjesc după matrice originală și după lumină. Ia să deschidem un portal de lumină pură, da? Și să ploaie asupra lor cu lumină pură, da? Acum, în Muncitorii momentul, pleacă portal, așa, nu pleacă și să le muncitorii. șteargă toate informațiile pe care le-au luat în mod neautorizat, absolut tot, să bube, să pocnească, da? Informația oricum este liberă în univers și tot un polițai făceau din apă și nisip, ca să nu spun mai departe, da? Da, încerca să conecteze ființele prin presare cu matricea neagră, să-i facă de-a lor. Da, bine. Și le iese? Așa, întreb Nu pentru un prea, prieten. nu prea, dar mai lipește, mai așa, mai coase. Oare aceste ființe care se pretind a fi civilizații atât de avansate nu s-au săturat să-și facă de râs în O fața să se... sufletului? Aia, mă scrie, n-au tehnologie, dacă le dăm lor tehnologia asta. Noi să le dăm Da. tehnologia asta? Noi nu avem tehnologia asta, noi o folosim numai, da? Deci noi o folosim numai această tehnologie, practic nici nu ne aparține. În schimb, cine a creat tehnologia asta este gata să le dea, da? Haideți să deschidem din nou portal de lumină pură, că de acolo provine tehnologia asta. Și să-i L-a ploaie cu lumină. trimis, l-a împins pe unul să ducă să aducă informația. Hai că asta e culmea. Și ce a devenit acel un? Nu s-o mai întoarce. Scântei devine, da? Uite, haideți să le spunem la ceilalți care au rămas că stai în șală, a plecat și a lăsat cu ochii în soare. Să ducă după el, să-i aducă, să aducă ei, că ăsta e mincinos. Ce faci? Să duc după el? Zâmpim unul pe altul. Să-l Era. prindă, da, și să-l prindă pe ăla care, din urmă, care s-a dus. Așa, foarte bine. Bun. Ființe puse la batjocuri parazitorii astea de Așa, cineva. foarte bine. Bun. Excelent. Așa. Mai sunt alte ființe doritoare să ducă după ăștia? Că uite și ăștia mincă aduc matricea și nu aduc. Mai sunt? Auzit o voce, nu. Așa. Dar de ce oare?
De ce nu mai vor? Dar cel la cărui este această voce, nu vrea el să ducă după ăștia care s-au dus, să aducă matricea și nu o mai aduc și nu-l ascultă? Nu, că i-a stricat proiectul, zice. Nu i-a stricat un nimeni proiectul. La început, deci, dar tot era deci proiectul savanții lui l-au stricat, aia pe care i-a încălzit la sân. Da? Așa, exact aia și nimeni altcineva. Se închide portalul în nas, da? Bun, foarte da. bine. Să treacă la Laurențiu prin canalul lui de abundență benefică, da? Și vreau să te uiți dacă este complet corect, așa, alcătuit cum trebuie sau dacă trebuie să-și adune abundența benefică de pe unde a înșerat-o. Da, să-și o adune. Era undeva avut o viață într-un trib. Într-un trib de vânători și avea abundența comună. Făceau și de ăștia entitățile și ce să mai ia la fiecare individual dacă Da, poate că lua, deci să făceau ia îngrupări. perjada, poate să ia în gro. Ce să mai ia în detail, nu? Bun. Să închidă portalul nas la toate entitățile. Să se detașeze de tot și de toate. Să se reconecteze cu energia mamei Terra, să o ducă să curețe toate ceacrele și toate rezidurile energetice din împrejurul lui. Închide în canalele, portaluri, așa, în timp ce el își curăță ceacrele, da? Apoi să se conecteze cu spiritul adevărat și necontaminat al apelor, da? Așa. Foarte bine să transmită această reconectare tuturor celulelor fizice până la ultima nucleotidă, să-și refacă toate vortexurile, așa, să-și rescrie toate programele care acum le percepe a fi benefice, da? Așa, și să-și curețe casa și ne despărțim părțile eterice. Ne curățăm și retragem câmpurile morfice, tăiem toate legăturile și și anulăm înțelegerea privind această sesiune, așa, și apoi după ce termină, după ce a terminat, să-și deschidă un portal blând de lumină să meargă în corpul fizic, da? Da. Foarte bine, bun. Dacă a plecat în corpul fizic, din nou ne tăiem Da. între noi părțile eterice, ne separăm și noi câmpurile morfice, fă curat acolo, nu-mi rămână mie reziduri.